Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Giuvaierul Palatului, episoadele 23 și 24. Regina mamă hotărăște derularea unei noi competiții și o desemnează pe regină să supervizeze procesul. Doamna Han câștigă competiția și este numită oficial noua primă doamnă a bucătăriilor, generând frustrare și furie în rândul clanului Chai. Zhang Jun merge să-i mulțumească mamei sale și ajunge la peștera unde aceasta era înmormântată. Doamna Han se gândește cu durere la pierderea prietenei sale, dar este mulțumitoare că o are pe Zhang Jun. Au loc pregătirile pentru prima masă oferită regelui în noua sa calitate de primă doamnă a bucătăriilor. În dorința de a o cunoaște pe prietena mamei sale, Zhang Jun scrie o scrisoare pe care o ascunde în locul secret știut de mama sa și prietena ei. Între timp, Min Junho anunță pe Zhang Jun că urma să fie mai des în preajma bucătăriilor regale, înveselind-o pe Zhang Jun. Min își continuă investigațiile pentru a descoperi că cele mai multe pierderi proveneau din zona unde se pregătea mâncarea. Între timp, doamna Chai este nevoită să-și preia îndatoririle în zona de depozitare a bucătăriei, regulă impusă candidatei care pierdea competiția. Doamna Han ține prima cuvântare în fața doamnelor de la bucătarii, surprinzându-le deoarece nu anunță pedepsirea adversarelor sale, ci doar dorința de a urma visul doamnei Jung. Între timp, doamna Han o încurajează pe Min să-și dezvolte abilitățile și îi încredințează coordonarea pregătirilor pentru un eveniment de caritate. În urma investigațiilor, Min Junho se întâlnește cu doamna Han și Zhang Jun pentru a le informa despre corupția care înepenzise bucătăria regală, despre nenumăratele furturi în care era implicată chiar și Jiae Zhou. Aflând despre recentele investigații, Jiae Zhou îi cere ajutorul doamnei Chai, care își trimite iscoadele pe Jeum Yung și Yung Rof să le urmărească pe Zhang Jun și pe doamna Han. Yung Rof adună cărțile lui Zhang Jun și le aduce doamnei Chai, care descoperă însemnările mamei lui Zhang Jun într-una din ele. Chai îi spune lui Yung Rof să returneze cărțile lui Zhang Jun, însă aceasta păstrează însemnările mamei lui Zhang Jun din curiozitate și este surprinsă de doamna Han pe când le citea. Doamna Han își dă seama că este vorba despre rețetele secrete ale prietenei sale Ma Ying-ye. Când doamna Chai află de la Yung Rof că însemnările nu erau ale doamnei Han, aceasta își dă seama că posibilitatea ca Ma Ying-ye să aibă o fiică în palat era o realitate pe care o ignorase în ultimii ani. Doamna Chai îi povestește toată istoria lui Jeum Yung, rugând-o să o împiedice pe doamna Han să afle că Zhang Jun este fiica prietenei sale. Zhang Jun, la rândul său, este îngrijorată că identitatea sa va fi dezvăluită și aleargă să vadă dacă biletul adresat prietenei mamei sale fusese citit. Între timp, la palat, ancheta declanșată de Min Jeha și îi pune pe jar pe oficialii corupți care fac presiuni asupra premierului Oh să oprească ancheta lui Min. Regele însă află de pierderile suferite și este extrem de mânios. Oficialii complotează împotriva lui Min Junho gândindu-se la folosirea relației dintre Min și Zhang Jun ca o armă. Când Chai Pansul le informează pe sora sa, doamna Chai, și pe Jeum Yung de planurile de a scăpa de investigațiile lui Min, doamna Chai îl anunță că Zhang Jun este fiica lui Ma Ying-ye și îl roagă să se implice mai degrabă în această chestiune arzătoare. Jeum Yung, îngrijorată de soarta lui Min, îl vizitează pentru a-l informa de primejdie, rugându-le totodată să renunțe în fața premierului Oh, aducând în discuție și faptul că o va afecta și pe Jeum Yung. Min Junho decide să plece pentru o vreme din palat și se întâlnește cu Zhang Jun, însă discuția dintre cei doi este surprinsă de Jeum Yung. Doamna Han le anunță pe doamnele din subordine că, în ciuda evidențelor de furt, le va oferi încă o șansă, astfel încât asemenea situații să nu mai apară pe viitor. Doamna Han găsește scrisoarea ascunsă de Zhang Jun și își dă seama că este fiica prietenei sale, timp în care și Zhang Jun își dă seama că doamna Han este prietena mamei sale, după gustul oțetului pe care îl folosise. Ambele aleargă să se întâlnească. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.